Basketbaliștii de la SCMU Craiova au două victorii din tot atâtea meciuri jucate în campionat și vor să obifeze și pe cea de-a treia, mâine de la ora 19 pe terenul echipei BC Timișoara. Cel puțin așa susține Bogdan Popescu, jucător care a revenit în bănie chiar de la echipa bănățeană. Noi ne dorim victoria, bineînțeles, mergem să câștigăm. Timișoara, toată lumea știe că are mari probleme financiare și mari probleme de lot. Nu știu dacă va fi un meci ușor, pentru că acei jucători chiar sunt niște jucători foarte, foarte buni, cu ștate vechi în basketul chiar și românesc. Va fi un meci și greu, o să spun, ei își vor apăra șansele până la o anumită măsură, după care părea mea că vor ceda, dar noi trebuie să mergem concentrați, pentru că nu, cum o repet, nu va fi un meci ușor. Și nu știu dacă ne dorim neapărat să fim acum pe primul loc. Dacă e, va fi foarte bine. Părea mea că cel mai bine să fim la sfârșitul campionatului pe primul loc. Popescu și-a exprimat încă o dată dorința de a câștiga un trofeu cu gruparea din bănie. Repet, am spus-o și la conferința de presă când am venit aici, un club mult, 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 mult mai profesionist, de sus până jos, adică de la președinte până la ultimul om în club. Un club care chiar vrea să facă performanță, un club care sunt sigur că se va bate sus la primele trei locuri ale campionatului și dorința fiecăruia din club și a noastră este să aducem cât măcar un Final Four, o cupă, orice, un trofeu, să aducem la acest club frumos care ușor, ușor, de la an la an crește. Și părea mea că dacă o țin tot așa și la ideea care este, părea mea că se va sfârși cu un trofeu. Viitoarea adversară a Craiovei, Basket Club Timișoara, are două eșecuri din tot atâtea meciuri în campionat.